Feciorie, feciorie, nu te-aș mai avea, nu te-aș da la nimeni, ci mi te-aș păstra.
Mărine, 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 mărine. Poate fete, nu știu de cum stau. Păi, dragă, să iubești de lume. Să iubești mai de mărșor, Mărine, Mărine, ea e cu mine. Tot iubește, Florine, că mă așa fac. Mai degrabă îmbătrânește, păi, dragă. Tu iubești mai puțin, Florine, să rămâi tot Mirecita!
de la Oh,
trăiască sacramente, că e tare. Să trăiască Cruciuliță de azi, că bine v-aș potrivi. Cruciuliță de azi, că bine v-aș potrivi. Și la voi, și la sfânt, că voi porunde. Să vă fie de bine! Cetățene, Predoiu Florin. De bună voie și neferit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Păunescu Iulia? Da. Cetățeană Păunescu Iulia. De bună voie și neferită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Predoiu Florin? Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber și de plin exprimat, vă declar căsătorit. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din codul civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Toți își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Pe din partea mea am dorit să vă înțelegeți foarte bine, să aveți grijă unul de celălalt, să fiți sănătoși.
și pe mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce credință cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în drânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru robii lui Dumnezeu, Florin și Iulia, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se dea lor fii spre moșenirea neamului și toate cele ce le către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și credință tare, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie păziți în viață și petrecere fără prihană, Domnului să ne rugăm. Ca Domnul Dumnezeu nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții s-au pomenit. Pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinste și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le adun într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe dânsii spre tot lucrul bun. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robului Dumnezeu Florin, cu roaba lui Dumnezeu Iuliana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Florin, cu roaba lui Dumnezeu Iulia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Florin, cu roaba lui Dumnezeu Iulia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Slăvește rau lui Dumnezeu Ionia, cu rău lui Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvește rau lui Dumnezeu Ionia, cu rău lui Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvește rau lui Dumnezeu Ionia, cu rău lui Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeia stăpânului său Isaac, și prin mijlocirea scoaterii de apă i-ai descoperit să logodească pe Rebeca, însuți binecuvintează și logodna robilor tăi, Florin și Iulia, și întărește cuvântul ce și l-au dat. Unește-i pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zis parte bărbătească și femeiască, și de la tine se însoțește bărbatului femeii spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Florin și spre roba ta Iulia și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arăta să se dea logodire și să întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânia în Egipt, prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inel s-a arătat adevărul Tamarei, prin inel Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis: dați inel în dreapta lui și junghiim vițeul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a întrebat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintezi, sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Pentru lor lui Dumnezeu, Florin și Iulia, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Aminuiește. Pe
pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dea lor viață cumpătată și naștere de prunci bun spre folos, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se dăruiască lor bucuria nașii de prunci buni și purtare fără de prihană în viața, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ni se dăruiască lor și nouă toate cerurile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primește-a și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește-i! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel prea curat și ziditorul a toată făptura, care, din iubirea ta de oameni, ai prefăcut coasta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis, creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi i-a arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele Sarei și l-ai făcut tată a multe neamuri, cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din trânsul ai arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și l-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunc pe înainte mergătorul, cel ce, din rădăcina lui Iesei după trup, ai crescut pe pururea Fecioara și prin trânsă te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multa ta bunătate, ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo, ai binecuvântat-o ca să arăți că din voia ta se face însoțirea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuți, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi Florin și Iulia viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unuia către altul într-o legătură a păcii, dar de prunci și seminție cu viață îndelungată, cu nuna cea neveșteșită a smăririi. Învrednicește-i pe dânsii, aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de vin,
de grâu, de un de lemn, de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește și celor ce sunt împreună cu dânsii toate cerurile cele pentru mântuire, că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni iubitoriești și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții cele tainice și preacurate și Legiuitorul Nunții cele trupești, Păzitorul nesticăciunii și chevernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții, Însuți Stăpâne, Cel ce din început ai zis pe om și l-ai pus pe dânsul ca un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem un ajutor din trânsul, și luând una din coastrele lui ai zidit femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Florin și Iulia, și de robii Tale acestea să se plece în toate bărbatului ei și robii Tău acestia să fie ca femei ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii, pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Semfora, pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Noe în corabie, păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele Chitului. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinții trei tineri, trimițându-le lor rouă din cer, și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici trimițându-le lor cunun din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinții lor care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii tăi, Ovidiu, Alexandru și Marius, și Lavinia, Iuliana și Cristina, nașilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul tău, Florin, și de roaba ta, Iulia, și binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor roadă pânteciului, fruși buni, bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie otrăslită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească spre tot lucrul bun și bineplăcuție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin, împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să strălucească ca luminătorii pe cer. În tine, Domnul nostru, căreia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintelui tău celui fără de început și Duhului tău celui de viață, Păcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie, și ai însoțit-o lui spre ajutor pentru că așa a plăcut slavei tale, să nu fie omul singur pe pământ, însuți și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Florin, cu roaba ta, Iulia. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe dânsii într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-l lor roadă pântecelui dobândire de prunci buni. Ca ta este stăpânirea și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundul nouă, Dumnezeu Florin, urare Dumnezeu Iulia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă-ne rog, Dumnezeu, Florin, curare, Dumnezeu, Iulia,
Sfinția în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domn. Se cunună Dumnezeu, florim curaul Dumnezeu Ionia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domn. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E prințul tău, da. Secul lună, roabă lui Dumnezeu Iulia, cu robul lui Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secul lună, roabă lui Dumnezeu Iulia, cu robul lui Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secul lună, roabă lui Dumnezeu Iulia, cu robul lui Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, cununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, cununează-i pe dânsii. Să-l aminte pace tuturor. Înțelepciune să luăm aminte. Fraților, mulțumim totdeauna pentru toate într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul altuia cu frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femeii, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Căci, precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățindu-o cu baia apei prin cuvânt, și ca să o înfățișeze sieși, biserică slăvită, neavând pată sau închinăciune, ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de plihare. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însuși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia, pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos, biserica. Pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui și din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi, fiecare, așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia cine drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău.
Sfântul Evanghelist Ioan citiră. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, s-a făcut nuntă în Cana Galileea, mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii Săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus că pe dânsul nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, cine privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu nu a venit încă. Mama lui a zis și lucruri slujeau să face și ceea ce vă va spune. Și erau acolo șase vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care loc de două sau trei vâdră. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă. Și ei le-au umplut, apoi le-a zis, scoate și aduceți unului. Și i-au adus și când unul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este. Dar slujitorii care spusese la apa știau. A strigat unul pe mine și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când a avut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava Sa. Și au crezut întrânsul ucenicii Săi. Cește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice,
Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de opte pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin taină nunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a prea slăvit în părăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Paharul Lui, pe care ne mărim.
Nașiș. Nașiș, nu va copia asta. Mirele, noastră față. Mâna stângă pe Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie. Doar Mirele. Nașiș. Doar Mirele. Nașiș. Nașiș. Dreapta peste stânga. Eu, așa? Așa, și capul mai a plecat. Păi, smerit. Mai cu încă greșat. Așa. Mai smerit, mai smerit, mai smerit. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Da, și ridicăm cu mine. Și o să mă... Și cu părul. Și dacă stați de mine, închid pe teori. Sfânta Cruce, Cumunie, Mâna Preoțului Noar. Mâna Roșie. Mâna Roșie. Da. Și Mâna Roșie. Și la Roșie. Și mergem la... Mergem la locuri. Nașile după mireasă. După mireasă mă apropiați. Da. Mâna stângă dreaptă, la Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie, dreapta voastră stângă, dreapta de curie. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselind-te cu bărbatul tău și păzind rânduirile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Ridicăm cu mâna. Amin. Dați drumul. Vă închinați pe viața. Sărutați Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce. Cununia cea ascultată, la preoți părinte, și mână la așa. Bine că nu-ți mai mult. Și-a nașilor. Și-a nașilor. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, dreaptă, neîntreruptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă și de o ființă, și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vă o viață îndelungată, naștere de prunci buni, spre folos în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și desfătarea bunătăților celor făgăduite pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților tăi. Slavă ție, Hristoase, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veșii veșilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvântează! Cel ce cuvenea sa, Cana Galilei, a arătat nânta cinstită Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurată, ei Maicii sale, ale Sfinților Măriților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încununați întocmai cu apostolii împărații Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne iubiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Robilor tăi acestora, Florin și Iulia, care astăzi s-au însoțit unul cu altul prin taina nunții, nașilor de cununie Ovidiu, Alexandru și Lavinia, Iuliana, Marius și Cristina, părinților nuntașilor, dă-le, Doamne, smerită de viață pașnică, mântuire și întru toate bună sporire și păzește-i pe dânsii într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani,
dansele dumneavoastră și toată lumea să ridice în picioare și să vină cât mai aproape de Nicu de Dans pentru a-i susține pe tinerii noștri căsătoriți. Cine o să vă rămână
prietena cea mai bună, nașă. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire așa lor, ne dorim și finim lor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire așa lor. Cele frumoase în continuare.
țara se știe lume, lume. Noi vă facem veselie, lume, lume. Uite, muzică bună, lume, lume. Acum o lume se adună viața mea. Păi acum o lume se adună, lume, lume. Și petrec cu voi e bună viața mea. Păi zi așa, 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 să beau cu toată lumea. Zi mai zi, mai zi, mai zi. Aș vrea să te văd cu mântrii, cu nătrie și cu mic,
Oh,
Maestrului și o să veniți la dansa alături de voi. Așa că toată lumea iese împreună cu mireasă, cu minisică, cu nașe. Toată lumea vine și dansează alături de noi, alături de ansamblul Astras. Hai! Yes, sir! Hai! Toată lumea vine și dansează alături de noi. Stop.
continuăm. Nimeni nu pleacă, toată lumea rămâne la loc. Și ne uităm la ei, la dansa lumii noștri de la asta. Și învățăm să dansăm grecește. Reasul Mariane, haide!
Mulțumim, mulțumim! Rămânem pe loc pentru că avem alt moment. E momentul în care spacem farfurii, momentul în care alungăm toate spiritele rele. Avem și un invitat de seamă, un dansator celebru alături de noi astăzi. Haide! Ia-s, las, las! Hai, 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 hai! El e dansatorul nostru celebru. Aplauze pentru Florin! Hai, ia-s!
neagră, tot binele din lume. Și nu uitați să ne invitați și la botez. Seară bună, ei sunt ansamblu Astras, eu sunt Tatăl Drag. Vă pupăm, saga Pocolii, ceea ce înseamnă că vă iubim mult pe toți. Seară bună! Nu mai luna mi crede mie, Domnul mare știe cât de tare inima mare. Lună albă, fermecată, luminează vicarea asta încurcată. Lumurile sunt închise, cât de multe strâng brațe mare de vise.
Oh,
Oh,
Thank you.
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și mărirea și puterea și slava în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. O una poca buna și te rece.
cade, să-mi rup inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă, te-a scufundat, toată dragostea asta știi bine. Și-o cât de departe aș pleca, tot n-aș fi prea departe, departe de tine. Mă
să trăiască la mulți ani. Haide!
și mireasa, pentru generică mireasa. Și toată lumea prezentă și nașii, să iasă nașii la joc. Și toată lumea prezentă. Una, două, trei, haide! Hey!
și pe ultima sută de metri.
care vei primi. Oh, you.
și ce-i place Danțuca la munte, bine și o să-l joace. Ia-ți
uite la soro. De la grădina cu flori mai. Așa va trebui. Acum rog pe doamna mireasă de data asta să invite toate doamnele și domnișoare. Haide, haide! Haide, scuraș, curaș! Hai, miresica! Nașele mai! Sunteți invitate la hora femeilor! Haide, scuraș, curaș! Foarte bine, foarte bine! Oh.
cum spune melodia asta și să mai mișcă puțin. Să te iau cu mine.